Din toată inima cred că Dumnezeu este aici. Amin. Și mai cred că tot ce vrea să facă Dumnezeu în această seară sunt lucruri mari. El niciodată nu se prezintă în mijlocul nostru degeaba. El întotdeauna când coboară în mijlocul nostru, vine cu gândul să ne vindece. Amen. Vine cu gândul să ne ridice. Amen. Vine cu gândul să ne dezlege. Amen. Și eu cred că în seara aceasta, în această după masă, Duhul Sfânt va mișca inima. Nu pentru că noi suntem oameni speciali. Pentru că orice slujbă am putea face noi și orice lucrare am putea noi să o facem, ca și oameni. Și dacă Domnul n-ar fi implicat în lucrarea aceea, predica ar fi degeaba, adunarea ar fi degeaba, strângerea noastră la oaltă ar fi degeaba. Noi chemăm numele Lui în seara asta aici. Și frații au chemat numele Lui aici. Și din toată inima cred că Domnul este aici. Nu zic ca și o obișnuință, nu am un obicei să zic că Domnul este aici, ci încă de la început am simțit prezența Domnului aici. De aceea, cei ce purtați Sfintele Scripturi, la îndemână, deschidem în Evanghelia după Luca, capitolul 10, Evanghelia după Luca, capitolul 10, versetul 46. Orbul Bartimeu. Predic în această seară dintr-un cuvânt. Eu, sincer să vă spun, m-am pregătit cu altceva. Sunt aici, Domnul mi-a dat mesajul acesta și cred că Domnul va vorbi. Deci, încă o dată, mă iertați, Evanghelia după Marcu, capitolul 10, versetul 46. Evanghelia după Marcu, capitolul 10, versetul 46. Fila Scripturii 975. Au ajuns la Ierihon și pe când ieșea Iisus din Ierihon cu ucenicii Săi și cu o mare mulțime de oameni, fiul lui Timeu Bartimeu, un cerșător orb, ședea jos lângă drum și cerea de milă. El a auzit că trece Iisus din Nazaret și a început să strige: Iisuse, fiul lui David, ai milă și de mine! Mulți îl certau să tacă, dar el și mai tare striga: fiul lui David, ai milă de mine! Iisus s-a oprit și a zis: chemați-l! Au chemat pe orb și i-au zis: îndrăznește, scoală-te, că și te cheamă. Orbul și-a aruncat haina, a sărit, a venit la Iisus. Iisus a luat cuvântul și a zis: ce vrei să-ți fac, Rabi? I-a răspuns orbul: să-mi capăt vederea. Amin. Și Iisus a zis: du-te, credința ta te-a mântuit. Îndată orbul și-a căpătat vederea și-a mers pe drum după Iisus. Amin. Amin. Permiteți-mi să fac o scurtă rugăciune. Rămânem cu capetele aplecate și vreau să mă rog ca mesajul pe care voi predica să vină o hrană spirituală venită din ceruri. Amin. Părinte, Doamne, cred că ești aici. Amin. Din toată inima cred că Tu faci lucrări mari, Doamne. Din toată inima cred că Tu ai puterea vindecării, Doamne. Din toată inima cred, Doamne, că vei trece printre rânduri. Din toată inima cred, Doamne, că vei privi în dreptul celor bolnavi în seara asta. Mai cred, Doamne, că Te vei uita la cei care poartă răni și rănile care sunt purtate de oameni bolnavi. Doamne, le vei vindeca Tu. Mă rog, Doamne, dacă o singură inimă
te caută pe tine în locul acesta. Lasă-te găsit de inima aceea, Doamne. Dacă o singură inimă e bolnavă, mă rog să vindeci inima aceea bolnavă, Doamne. Fă ca cerul să rămână deschis, Doamne. Deschide cerul în această după masă. Treci printre rânduri și fă-ți numele de glorie. Apoi, Doamne, uită-te la mine și dă-mi cuvânt venit din cer, Doamne. Și dă tot ce voi predica, Doamne, să vină de la Tine. Pentru că cunoaștem bine că tot ce vine din mâna Ta ne vindecă, ne mântuie, ne ridică, Doamne. De aceea înflăcărează acest popor pentru lucrarea Ta. Și tot poporul spune amin. Mereu ocupăm locurile. Și din toată inima cred că Domnul este aici și în această după masă. De ce cred? Pentru că am chemat numele Domnului aici, pentru că frața o chema numele Domnului aici, pentru că puterea lui Dumnezeu am simțit-o. La rugăciune am simțit-o, la îndemnul care au fost, și cred că pe lângă tot ce voi predica eu, Duhul Sfânt are partea lui de a lucra. Slăviți să fie Domnul! Iubiți frați și surori, mesajul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă, eu m-am pregătit cu un alt text încă de acasă și mă rugam pentru lucrarea din seara aceasta. Și mă rugam pentru mesajul din seara aceasta. Însă când vine Duhul Sfânt în adunare, tu trebuie să-i dai voie să lucreze cum vrea El. Noi nu putem să-L învățăm pe Duhul Sfânt cum să lucreze. Când El vine în adunare, aici e proprietatea Lui. El vorbește cum vrea El. Slăviți să fie Domnul! Noi nu putem comanda pe Dumnezeu pe cine să ridice, să ridică în adunare. Noi nu putem comanda pe Duhul Sfânt de cine să se atingă. El se atinge de cine vrea El. Măriți să fie Domnul! Măriți să fie Domnul! Mi-aduc aminte, tânăr fiind de 18 ani, nu-L cunoștea pe Domnul. Nu-L cunoșteam. Mă trag dintr-o familie de 11 frați. Tata a murit când aveam vreo 9 ani. 9 ani aveam când a murit tata. Și când a murit tata, am rămas 11 copii. De când mă știu, mama mea era bolnavă în pat. Mama mea, noi, frații mei care erau mai mari, eu fiind cel mai mic din familie, s-au îngrijit într-un fel de noi. Cei mai mari îngrijeau grupa mijlocie. Grupa mijlocie ne îngrijeau pe noi cei mai mici. Și așa am crescut cu mila lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul! Astăzi nu predic Evanghelia că am lipsul. Nu duc lipsă de niciun bine. Și ce vreau să-ți predic? Când te ține El de mână, tu nu duci lipsă de niciun bine. Măriți să fie Domnul! Măriți să fie Domnul! Când te ia Domnul de mână și te ține El de mână, nici o furtună nu poate să lupte împotriva ta. Vei trece prin valuri, vei trece prin încercări. Hristos te va ține de mână. Aleluia! Am crescut la vârsta de 18 ani. A trebuit să îmi iau viața și să aleg ce trebuie să fiu. Nimeni din iaul meu n-a fost pocăit. Nimeni. Nimeni nu cunoștea pe Dumnezeu din iaul meu. Nimeni. Dar într-una din zile eram în Spania. Un frate de-al meu a dus un tânăr la noi acasă. L-au găsit în fața gării. Omul ăla ducea o plasă murdară, învelită, înăuntrul, în plasa aceea, știți ce avea? Avea o Biblie. Spunea că e averea lui. E toată averea lui Biblia aceea. Am început să mă rog cu omul ăla la un moment dat. Pentru că îl vedeam de mai multe ori pe zi, intra în camera lui, începea rugăciune înaintea lui Dumnezeu și omul ăsta, într-una din zile, mi-a zis că Dumnezeu lui vorbește. Voi credeți că Dumnezeu vorbește? Amin. Voi credeți că Dumnezeu are oameni? Amin. Voi credeți că Duhul Sfânt mai trece printre rânduri? Amin. Că Duhul Sfânt are darul, slăviți să fie Domnul. Că rolul lui Dumnezeu este să cheme oameni în lucrare. Slăviți să fie Domnul. Că rolul
Duhului Sfânt în adunare este să dea slujbe în adunare. Măriți să fie Domnul. Apoi rolul Duhului Sfânt în adunare este să dea daruri în adunare. Indiferent ce vor predica unii seama sau alții, Duhul Sfânt nu-și schimbă slujba. El a fost, este și va fi întotdeauna. Slăviți să fie Domnul. Permiteți-mi, vă rog, să vă spun că am auzit că Dumnezeu vorbește. Că Dumnezeu răspunde la plângerile noastre. Că Dumnezeu răspunde la strigătele noastre. Că lui Dumnezeu îi pasă de cei care au nevoie de El. Și vreau să-ți predic ție în seara asta. Lui Dumnezeu îi este milă și El plânge împreună cu tine la necazul tău. Am mers cu El într-un parc să ne rugăm. Și când am început să mă rog, eu cerem lui Dumnezeu, fiind tânăr, pofte, lăcomii, lucruri care îmi plăceau mie. Întotdeauna când Dumnezeu va deschide cerul, îți va vorbi ce știe El că-i bun pentru tine. Duhul Sfânt nu coboară să spună poezii. Duhul Sfânt nu va coborâi doar să spună eu sunt în adunare, că noi știm că Domnul e în adunare. Noi nu, Duhul Sfânt nu va coborâi să spună în adunare eu am puterea să vindec, că noi știm că El are puterea vindecării. Eu vreau când Duhul Sfânt îmi vorbește să-mi spună ce am de făcut în problema mea. Aleluia! Aleluia! Prezent este Domnul aici. Și m-am ridicat de pe genunchi crezând că Domnul îmi va răspunde la nebunia mea. Pentru că uneori punem întrebări lui Dumnezeu care nu-s după voia Lui. Și Dumnezeu nu răspunde la nebunia noastră. Dumnezeu va răspunde întotdeauna la o dorință care îl caută pe Dumnezeu. Dorința ta e să-L cunoști pe Dumnezeu. Dumnezeu va îngădui clipa să-L cunoști. Dumnezeu îți va alege omul perfect prin care îți va vorbi. Dumnezeu îți va deschide ușa perfectă, adunarea în care trebuie să mergi. Pentru că Dumnezeu e Dumnezeu. Măriți să fie Domnul. M-am ridicat de pe genunchi și omul ăla se uită la mine cu lacrimi în ochi și spune: auzi ce mi-a zis Dumnezeu despre tine. Că vine o zi și ziua nu-i departe. Când vei plânge cu multe lacrimi într-o prăpastie de încercare. Și am zis, poftim? Eu am cerut lui Dumnezeu altceva. Și ăsta vorbește de prăpastie, de încercare, de durere. Mi-a zis, vei plânge mult, vei suferi mult. Apoi când Dumnezeu te va face aur curat, te va curăsi Dumnezeu și te va pregăti pentru El. Eu nu înțelegeam lucrarea lui Dumnezeu. Oameni buni, de multe ori nu înțelegem ce vrea Dumnezeu de la noi. În această seară, prietenul dragă, prieten drag, eu dus aici Dumnezeu să scrie un cer, nu alege să scrii zerouri pe el. Scrie ce vrei de la Dumnezeu. Că zerourile se vor termina, conturile vor intra în faliment. Dumnezeu va rămâne Dumnezeu. Mări să fie Domnul. Împodobească-L gloria pe Dumnezeu. Într-una din zile am plecat spre capitala Madrid și foarte repede voi începe predica cuvântul scurt pe care Domnul mi l-a pus pe inimă. Am plecat spre capitala Madrid și când am plecat spre capitala Madrid, un munte în stânga, altul în dreapta, un pod unea munții acelea și m-am urcat cu mașina pe podul acela. Din partea stângă a venit o mașină și mi-a lovit mașina drept pe mijloc. 5 persoane eram în mașină. În momentul în care m-a lovit mașina, știți unde mi-am amintit? La cuvântul profetic pe care Dumnezeu mi l-a vorbit. La cuvântul pe care Dumnezeu mi-a zis, vechează că vine o zi când vei plânge cu multe lacrimi. Când am văzut mașina că e gata pe punct să mă lovească, mi-am adus aminte la fracțiune de secundă de cuvântul profetic pe care Dumnezeu mi l-a vorbit. Mi-am văzut tot filmul vieții în secunda aceea. Nu știu să vă explic cum e asta. Să vezi tot filmul vieții tale într-o secundă. Și în secunda aceea am strigat către Domnul și Domnul mi-a răspuns. Amin. Aleluia! Amin. Credeți că Domnul e aici? Amin. Cine crede că Domnul e aici în seara? Prezent
prezent e Domnul aici. Am început să strig către Domnul. Domnul nu mi-a răspuns, mi-a răspuns prin salvare Dumnezeu. Și de ce mi-a răspuns Dumnezeu? Că colegii mei i-am văzut morți în mașină. Eu am aruncat la vreo 4-5 metri de mașină. Cu privirile în sus, cum spune salmistul, îmi ridic ochii spre munți, de unde va veni izbăvirea? Izbăvirea mea vine de la Domnul. Aleluia! Măriți să fie Domnul! Apoi Biblia mai spune strigătele unui nenorocit, Domnul iaude. Și ce mai spune Sfintele Scriitor? Când îți întorci privirile spre El, nu te rușinezi. Aleluia! Nu ți se umple fața de rușine. Pentru că Dumnezeu e la cârma vieții tale. Măriți să fie Domnul! Într-una din zile am început să-L chem pe Dumnezeu pe un pat de suferință. 6 luni de zile am văzut numai un tavan alb. N-am văzut nimic altceva. N-am văzut soare, n-am văzut lumină, nu mai știam cum e aerul de afară. 6 luni de zile am numărat picăturile de la o perfuzie și vedeam tavanul alb. Atât am văzut 6 luni de zile. 6 luni de zile am văzut sânge și puroi care îmi schimbau cearceaful și mirosa groaznic. De sus până jos aveam coloana în putrefacție, mirosa greu, mâna dreaptă aveam scoasă afară. Mama mea din România mă suna bolnavă pe pat și spunea, Ivan, n-am bani de medicamente. Eu n-aveam un euro să-mi cumpăr o sticlă de apă în spital. Beam apă de la robinet. Cei care ați fost în Spania, știți că apa e foarte sărată în Spania. Beam apă de la robinet, mi s-a infectat coloana, dar într-o seară l-am chemat pe Dumnezeu. Dar într-o seară mi-am întors privirile către El și am început să chem prezența lui Dumnezeu. Și când îl chem, Dumnezeu îți răspunde. Măriți să fie Domnul! Pentru că primul proces de lucrare în viața unui om care o face Dumnezeu, omule, oricine ești în adunare, măriți să fie Domnul! Dumnezeu te va dezlega de păcatul tău. Dumnezeu n-are cum să te pună în slujbă legat cu păcatul pe care îl duci. Dumnezeu mai întâi te dezleagă. Într-una din zile, dintr-o corabie, dintr-o barcă, au coborât 12 bărbați. Înaintea lor mergea un om, spune, pe nume Iisus, măriți să fie Domnul. Împodobească gloria pe Domnul. Măriți să-i fie numele. Pentru că Domnul Iisus a coborât din corabia aceea. O intrat într-un loc unde era un om legat. Era legat în morminte. Oamenii nu-mi trăzneau să meargă acolo. Pentru că era legat. Era un om periculos. Măriți să fie Domnul. Primul lucru pe care a făcut Domnul Iisus. Măriți să fie Domnul. În viața noastră ne-a deslegat de lanțurile pe care diavolul ne-a legat. Slăviți să fie Domnul. Pentru că El are puterea în viața ta, oricine ești, să te deslege de drog, de țigară, de băutură, de vicii, de poftă. Dumnezeu te desleagă. El are puterea să rupă lanțul acesta. Măriți să fie Domnul. Imaginați-vă că orbul Bartimeu era pe marginea drumului. Deodată, parafrazez în cuvintele mele, zice, măi, vin din Catara, un om, un bărbat, o coborât cu 12 bărbați, zice, dintr-o corabie. Și când o coborât bărbatul ăsta, o intrat în Catara, în cimitirul acela, zice, n-o trebuie să se uite bolnavul decât în ochii lui. Și când te uiți în ochii lui Hristos, te eliberează. Știi ce vreau să spun, soră scumpă, prieten drag? Când te uiți în ochii Lui, te trezești plângând, spune versul unei cântări. Aleluia! Când te vei uita în ochii Lui Hristos, El te va elibera de orice legătură. Măriți să fie Domnul! Când te vei uita la Hristos, nu te îndemn în seara asta să te uiți la mine, nu la frații slujitori de aici. Uită-te la Hristos, pentru că Cel care are puterea să dezlege copiii tăi, să-ți dezlege soțul sau soția, este Iisus Hristos Domnul. Măriți să fie Domnul! Suntem adunați în seara asta să vă spun că El are puterea să dezlege
păcatul tău. Mărit să fie Domnul. Împodobească-L gloria pe Domnul. Domnul Iisus a coborât din corabie, spunea omul ăsta. Un bărbat a auzit că a venit un predicator mare în Gadara. Pe nume Iisus, jorbul Bartimeu, și-a scos carnețelul, măcar că nu vedea să scrie. Nu știa să scrie, probabil. Dar el și-a memorat în memoria lui. Iisus, El vindecă, El desleagă, să vii să fie Domnul. Aleluia! Și-a început să culeagă orbul Bartimeu informații despre Iisus. Pentru că nimeni nu știa să strige pe Domnul. Fiul lui David, ai milă de mine! Aleluia! Orbul Bartimeu, permite-mi să spun că o strâns informații despre Domnul. Slăviți să fie Domnul! El o strâns informații, un altul trece pe acolo și spune, coborte la Ierusalim, zice, bă, ce-o fost aseară? Bă, ce-o fost aseară, zice, știți pe Iair, fruntașul sinagogii? Permiteți-mi să parafrazez lucrul acesta, zice. O venit, o trecut pe acolo un mare predicator pe nume Iisus. Cei din Ierusalim zic că El are puterea să învieze morții. El are puterea să dezlege legături după ce te va dezlega Hristos. Până nu mori, până nu moară omul din tine, să ai o naștere din nou, slăvit să fie Domnul, tu nu poți intra în lucrarea lui Dumnezeu. Mă aud adunarea? Iisus Hristos este Domnul. Primul proces și nu introducția mănânc, Dumnezeu te desleagă, apoi trebuie să mor față de lume, pofta, firii pământești, să moară în tine, slăvit să fie Domnul. Amin. Și după ce vei muri, Dumnezeu te va face să înviezi un alt om duhovnicesc, care în el va fi lucrarea lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Toată adunarea sunt în glorie Lui. Amin. Că Domnul este aici. Prezența Lui este aici. Duhul lui Dumnezeu este în adunare. Împodobească gloria pe Domnul. Zice, mă, a venit, a trecut pe acolo acest mare predicator pe nume Iisus. L-a întâmpinat Iair. S-a aruncat cu fața la picioarele lui. Și-a aruncat până la pământ cu fața înaintea acestui mare predicator. Și în timp ce căuta Iair să negocieze cu Domnul Iisus, cu acest predicator, auziți-mă, în timp ce el predica, căuta să negocieze cu Iisus, apar așa zisii medici. Permiteți-mi să o parafrazez. Și spune așa, avea și i-am dat perfuzia jos, i-am luat pulsul, zice, Iair, nu-l mai negăși pe învățătorul. Lasă-l să plece. Fetița ta a murit. Și ce spune unii? Pe ăsta Dumnezeu nu-l mai iartă. Pe asta Dumnezeu nu-l mai iartă. Și cine ești tu ca Dumnezeu să ierte pe cineva? De ce vă ne permitem noi să punem pe unii în rai și să-i scoatem? Cel care ne pune în rai și ne dă dreptul mântuirii este Iisus. Amin. Singurul care deține puterea să-ți ia mântuire și iertare de păcate este Iisus Hristos Domnul. Că Domnul are puterea mântuirii, măriți să fie Domnul, împodobească gloria pe Domnul. Și Domnul Iisus, când nu mai poți, poate El. Eram în Belgia, în Bruxelles. O soră era diagnosticată cu cancer. Soțul ei în ultima fază de cancer metastaz. Ea într-o cameră, el în altă cameră, că nu mai suportau durerile insuportabile. Sora primea versuri de poezie și cântări prin Duhul Sfânt. Credeți că Domnul mai are darul de acestea? Aleluia! Și sora pe noptiere avea un pic șoc caiet. Și aude glasul Domnului care spică. Ia și scrie. Și-a început sora să scrie. Și-a zis, Doamne, ce să scriu? Scrie așa, că nu mai poți tu, poate el. Și așa s-a umblat ființă cântarea, că nu mai poți tu, poate el. Pentru că sora aceea s-a scris cântarea și Dumnezeu a vindecat-o și pe ea, și pe soțul ei. Când nu au mai putut ei, o purtă Hristos. Măriți să fie Domnul. Dă-mi voie să zic, prieten drag, prieteno dragă, când nu vei mai putea tu, când vei intra în faliment, iar el când medicii vor spune că fetița ta a murit, Hristos are un cuvânt de zis. Aleluia!
când vei primi un diagnostic și medicii vor spune nu se mai poate, Hristos îți spune se poate. Amin. Pentru că eu am rămas paralizat până la gât sus. Mâna dreaptă scoasă afară. Medicii mi-au zis, așa vei rămânea o viață întreagă. Mai bine dacă ai murit, ai fi murit în accident. Boala mea a coborât până aproape de genunchi. Și paralizia a coborât până aproape de genunchi. Și nu mai am paralizie. Doar de la genunchi în jos. Atât. Pentru că Dumnezeu mi-a zis, te țin așa ca să fii mărturie pentru alții. Predic Evanghelia în multe țări. Abia și m-am întors din America, din lucrarea lui Dumnezeu. Am văzut lucrări mari făcute nu de mine, de Hristos, pentru că noi suntem un vas, oameni buni. Noi nu putem să ne lăudăm cu ce este a Lui. Tu ești un vas. Sora e un vas, fratele e un vas. De cine vrea Dumnezeu să se folosească? E treaba Lui. Mai spunem o dată glorie Lui. Măriți să fie Domnul. Măriți să fie Domnul. Împodobească-L gloria pe Domnul. Și intră Domnul în casa lui Iair. Apoi Domnul când intră în casa noastră, El nu direct își scoate trusa medicală, se apucă Domnul direct de vindecare. Hristos când va intra în casa ta, prieten drag, prietenul dragă, Dumnezeu va face curățenie. Hristos a intrat în casa lui Iair și a început Domnul să facă curățenie. Și Iair se uită, bă, l-am chemat pe ăsta să se roage pentru fata mea și ăsta nu-ți face curățenie. Acolo erau mai multe categorii de oameni. Nu intru lux, seamănul. Observați. Bocitori plătiți pe bani. Și Domnul spune, eu n-am nevoie de teatru în lucrarea mea. Eu am nevoie de ceva autentic. M-aude adunarea? Slăviți să fie Domnul. Eu n-am nevoie de galerie în biserică. Eu n-am nevoie de galerie în lucrare. Eu am nevoie de oameni care să fie sinceri. Să fie deschiși în lucrare. Hristos este Domnul. Măriți să fie numele Lui. Împodobească-L gloria pe Duhul Sfânt. Observați, și-o zis Domnul, bocitori afară, n-am nevoie pe oameni care să stea lângă mor și să plângă pentru bani. Eu n-am nevoie să veniți în lucrarea mea, zice, și să jucați teatru. Eu am nevoie de oameni care să fie transparenți. Eu am nevoie de oameni care să fie sinceri. Tu nu vii și te predai de 20 de ori. De 10 ani tot predat ești. Tu nu mai încheie legământ cu Dumnezeu. Mă aude adunarea? Nu știu pentru cine predic în seara asta. Dar știu că Domnul este aici. Hristos spune încheie legământ cu El. Nu mai juca teatru cu Dumnezeu. Nu-L mai du pe Dumnezeu că tu ești pocăit. Că tu ești pocăit și te-ai predat de 10 ani. De 15 ani. Și tu și fumezi. Și tu ai alte vicii. Și tu ai alte lucruri. Hristos te desleagă în seara asta. Hristos te eliberează în seara asta. Hristos desleagă tot ce e murdar din viața ta. Ține-mă mână ridicată. Și spunem, Doamne, suntem aici înaintea ta. Te rog, ocupă-te de casele noastre. Ocupă-te de copiii noștri. Ocupă-te de cei dragi ai noștri, Doamne. Doamne, până acum am auzit oameni care au jucat teatru. Până acum am auzit oameni care au căutat interesele lor, Doamne. Din seara asta îl caut pe Hristos. Mă las condus de El. Măriți să fie Domnul. Împodobească-L gloria pe Domnul. Apoi Domnul o scos de acolo în leviții și o zis, bă, voi purtați legi cu voi. Bă, voi știți Biblia pe din camă, dar voi n-aveți credință nici astăzi că Duhul Sfânt are puterea să vindece. De ce vorbim de vindecare și noi nu credem în vindecare? De ce vorbim de Duhul Sfânt și noi nu credem în Duhul Sfânt? Noi credem în lucrările Duhului Sfânt. Credem în Hristos, în puterea Lui. Măriți să fie Domnul. Și apoi când Domnul l-a eliberat și când Domnul va elibera totul din casa noastră, se apropie de și spune Talita Cumi. Scoală-te-l, zic. Știi, prin al doilea proces, și nu intru lux seamănând, care îl va face Dumnezeu în casele noastre, te desleagă, apoi se va naște din tine un om nou. Dă-i voie lui Hristos. Dă-i voie.
Dă-i voie să controleze El viața ta. Dă-i voie și ia de mână. Hristos a luat pe fetița aceea de mână. Dă-i voie lui Hristos în seara asta să te iei de mână, mâna care o vei ridica o sus, că te întorci înapoi la El și spune: Doamne, întind și eu, ridic și eu o mână în seara asta și sunt gata să plec cu tine acasă. Aleluia! Mărit să fie Domnul! Și și-o zis Domnul lui Iair: luați fetița și dați-i să mănânce, pentru că nu se predau oamenii și voi îi lăsați să plece. Dați-i să mănânce! Cuvânt din Scriptură, dați-i să mănânce! Chemați-i la rugăciune, chemați-i la părtășie, chemați-i în prezența lui Dumnezeu. Vă spun, dați-i să mănânce! Măriți să fie Domnul! Într-una din zile, acest om, Bartimeu, era pe marginea drumului. Și-a auzit o gloată mare că strigă. Striga gloata, știi ce striga? Ai milă! Ai milă și de noi, striga gloata. Și fiecare spunea problema lui Hristos. Măriți să fie Domnul! Împodobească gloria pe Domnul! Știți că orbii au un calendar care, și cărți care îl pot citi cu simțul degetelor, știți? Parafrazez în cuvintele mele și spune orbul Bartimeu: bă, ce-i azi? Și nu-i duminică, ăștia n-au piață. Zice, ce-i azi? Dacă ar trece pe aici împăratul, ar striga, trăiască împăratul. Dacă pe aici ar trece, mai știu eu, Pilat, ar striga, trăiască Pilat. Dar oamenii strigă, ai milă. Iisuse, ai milă și de noi. Și informațiile pe care și l-o strâns orbul Bartimeu, își scoate carnețelul și spune: mă, ăsta e Iisus, că l-a fost la Gadara și-o deslegat, că l-a fost la Ierusalim și-o vindecat, ăsta e Hristos, ăsta e Fiul din seminția lui Iuda, ăsta e Domnul Iisus, ăsta e Fiul lui Dumnezeu. Și-o început și El să strige: Iisuse, Fiul lui David, ai milă și de mine. Vă întreb amical în seara asta, s-a oprit Domnul la el? Și ce-a făcut Domnul? O trecut pe lângă el. Și orbul Bartimeu nu a trecut. O striga și mai tare. Fiul lui David, ai milă și de mine. Dacă nu în programul acesta n-ai căpătat vindecare, Dumnezeu mai are aici lucrări mari de făcut. Mă aude adunarea? Nu trece Hristos pe lângă tine fără să vindece ce e bolnav în tine. Hristos, El nu are nevoie de trusă medicală. El se uită în ochii tăi și te vindecă. Se uită la tine și te eliberează, pentru că El are puterea eliberării. Măriți să fie Domnul! Măriți să fie Domnul! Și ce-o să Domnul la un moment dat? Chemați să vină la mine. Orbul Bartimeu stă în fața Domnului, în picioare. De obicei, orbii se uită în altă parte când vorbești cu ei. Dar chiar dacă nu te uiți tu în ochii lui în seara asta, Hristos se uită în ochii tăi. Mă aude adunarea? Hristos te cheamă la mântuire. Puterea lui Dumnezeu este în adunare. Și El te cheamă la mântuire, indiferent cine ești. Permiteți-mi să mai parafrazez încă o dată cuvântul Domnului. Zice, Bartimeu, tu nu vezi ce am în mână. De-am un cec în mână, zice. Mă aude adunarea? Un cec, zice. Ce vrei să scriu pe el? Bartimeu, tu nu vezi ce am în mână, zice. Am un pix și am un cec. Ce vrei să scriu pe el în seara asta? Putea să zică Bartimeu, mă, am o viață de cerșător, sărac, îți vai de mine. Scrie acolo câteva zerouri. Scrie că am nevoie de ele. Tu n-ai nevoie de zerouri în seara asta, oricine ești. Îți spun ție, spre-mi, Hristos are un cec în mâna lui în seara asta. Ce ai vrea să scrie Hristos pe cecul acela? Ce ai vrea să scrie Hristos pe cecul pe care îl are El în mână? Pentru tine scrie, pentru mine scrie în seara asta.
Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Hristos scrie un cec pentru tine în seara asta. Ce cinstitorul Bartimeu, Iisus se scrie pe cecul ăla că vreau vedere și dacă am vedere, mi-e de ajuns. Te voi urma, slăvit să fie Domnul. În seara asta vreau să plec cu tine acasă. Mărit să fie Domnul. Într-o cetate, Hristos a întâmpinat două surori. O auzi că prietenul lui cel mai bun, Lazar, murise. Și ce-i zis? Dacă ai fi fost aici, Lazar n-ar fi murit. Vă întreb, știa Domnul unde-i mormântul lui Lazar? Știe Domnul unde-i mormântul vieții tale? Știe Domnul unde-i mormântul copilului tău, care este de multă vreme departe de Dumnezeu? Are Dumnezeu puterea să meargă până la mormântul lui și să spună, păcat, ești din mormântul vieții lui, pentru că vreau să-i dau o inimă nouă. Pentru că vreau să-l eliberez în seara asta. Mărit să fie Domnul. Cu alte cuvinte, parafrazez și-o zis Domnul, Mariu, Magdalena, ia-mă de mână și du-mă până la mormântul lui Lazar. Mărit să fie Domnul. Și ce spune Domnul ție în seara asta? Ia-mă de mână. Ia-mă de mână și du-mă până la mormântul vieții tale. Ia-mă de mână și du-mă până la păcatul vieții tale. Ia-mă de mână în seara asta și du-mă până la mormântul vieții tale. Credeți că Hristos este în adunare? Cine crede să spună glorie lui Dumnezeu? Să spune gloria lui Dumnezeu. Mărit să fie Domnul. Împodobească-L gloria pe Domnul. Pentru că primul proces Dumnezeu te va dezlega de păcatul tău. Apoi Dumnezeu va face să fie o făptură nouă în tine. Vei fi născut din nou ca fiica lui Iair. Vei învia din nou pentru Hristos, pentru lucrarea lui Hristos. Al treilea proces. Dumnezeu nu te lasă cu rănile care aveai mâinile legate. El te vindecă. Aleluia! Amin. Credeți că Domnul are un delen de vindecare cu El? Amin. Hristos are un delen pentru rănile noastre în seara asta. Vreau să vă mărturisesc o lucrare pe care am avut-o recent și mi s-a întâmplat în plina pandemie, o trebuie să plec în lucrarea Domnului în America. Am plecat și repede mă apropii de încheiere pentru că vreau să facem o rugăciune. Am plecat din aeroportul din Turcia, din Istanbul, și când am plecat din aeroportul acela, auziți-mă, vă rog, am plecat din aeroportul acela, eram în aeroport la vreo 5-6 metri, un tânăr cu soția lui și un copil de vreo 4-5 ani, îl avea un cărucior. Am văzut că el arată cu mâna către mine, cumva că mă cunoaște, vorbea de mine cu soția lui. Mă apropii de el și când mă apropii de el, întind mâna și spun bună ziua. Un bărbat înalt se ridică în picioare și spune, rețineți vă rog, pacea Domnului, nu sunt pentecostal, sunt baptist, dar cred în lucrarea Duhului Sfânt, zice. Pe Hristos nu-L interesează cum te numești. Să crezi în lucrarea Lui. Amin. Toți suntem frați. Noi nu suntem mai buni decât voi. Alții nu sunt mai buni decât noi. Bun e Dumnezeu! Amin. Hristos este Domnul! Mărit să fie numele Lui Dumnezeu! Întinde tânărul la mână și spune, cred în lucrarea Duhului Sfânt! Cred în ce vorbește Dumnezeu! Cred că are puterea vindecării la clipeala ochiului! Slăvit să fie Domnul! Și în timp ce vorbeam cu el, zice, am văzut că călătorii spre America. Călătoream spre Washington DC și de acolo mai departe. Și zice, și noi călătorim spre California, zice. Avem singurul copil. L-am cerut de la Domnul, zice. 8 ani de zile l-am cerut. 8 ani de zile n-am avut copii. 8 ani de zile am cerut Domnului un copil. Ne dădeam zeciuiala la biserică. Eram punctual la biserică. Eram gata pentru orice lucrare. Dumnezeu a văzut slujirea noastră și ne-a dat un copil. Slăvit să fie Domnul. Apoi când i-am văzut cu copilul la casă, am început să lipsim de la biserică. Nu mai mergeam decât duminica la biserică. Duminica dimineață și duminica seara. După un an de zile am zis soției mele, mă, n-ar fi mai bine să mergem numai duminică seara la biserică. Că unii de aici, care veniți în adunare, n-ați fost de luni de zile la adunare. Nu știu pentru cine predic în seara asta. Hristos e în adunare. Amin.
Mărit să fie Domnul! Dacă străi aici adunați în numele Lui, Hristos e prezent! E aceeași măsură de putere cu coboară în adunare, cu aceeași măsură de lumină, cu aceeași putere de vindecare. Binecuvântat să-i fie numele! Mărit să-i fie numele! Iubit adunare, Hristos! Iubit adunare a lui Dumnezeu! Dați-mi voie să vă spun pe finalul cuvântului pe care l-am avut în seara aceasta. Să vă spun că Hristos are puterea vindecării. Și ce-o zis tânărul ăsta, frate Ivan, am început să o rănim cu adunarea, zice. Mergeam o dată pe lună la biserică, duminică seara. Apoi mergeam la Crăciun și la Paști la biserică, zice. De într-o seară m-a dus prietenii mei la mine acasă. Și am adus prietenii mei să chefuim în camera copilului nostru. Plângea copilul din nu mai putea soția mea să-l oprească. L-am dus la urgență. După mai multe raze și analize, au descoperit medicii că are cancer sub creier. Și că cancerul a devenit metastază în tot corpul. E singurul nostru copil. Mi l-a dat Dumnezeu. Și n-am știut să prețuim darul pe care mi l-a dat Dumnezeu. Oameni buni, prețuiți darul mântuirii care l-a investit Dumnezeu în copiii voștri. Prețuiți darul mântuirii care a investit Dumnezeu în voi ca și oameni. Slăviți să fie Domnul. Adunarea spune gloria lui Dumnezeu că e aici. Măriți să fie Domnul. A fost o sticluță cu un de lemn din buzunar. Mă împingea un asistent turc. Călătoream fără soția mea. Și noi 5 ani am avut copii. După 5 ani, Domnul mi-a dat o fetiță minunată. Amin. Slăviți să fie Domnul. E darul lui Dumnezeu pe care mi l-a dat. Slăviți să fie numele. Îi mulțumim lui Dumnezeu că și-a plecat urechea la strigătele noastre. Ieri am slujit la o biserică din Oradea. Erau cel puțin 6 familii care nu aveau copii de ani de zile. Cereau copii de la Domnul. Oameni buni, binecuvântarea de copii e un dar de la Dumnezeu. Nu știu pentru cine vorbesc în seara asta, dar prețuiți copiii care mi-o dat Dumnezeu. Vom împrumuta Dumnezeu darul Lui. Sunteți responsabili de la, din partea lui Dumnezeu să vă îngrijiți și să administrați în ei putere cuvântul lui Dumnezeu. Măriți să fie Domnul! Am scos o sticluță de un de lemn, i-am făcut ungele copilului, un de lemn, și am început să mă rog și mă ruga. Și în timpul rugăciunii am auzit că plânge cineva. De obicei plâng mamele. Mamele au inima mai sensibilă. Mama e mamă. Când am deschis ochii după rugăciune, nu era mama. Și cine plângea? Plângea turcul asistent care mă împingea. El nu înțelegea ce m-am rugat. Dar au zis, Domnule, când a spomenit numele lui Iisus, am văzut ca o flacără de foc care a coborât peste capul copilului. Amin. A început să tremure și plângea. Zice, cine e Iisus acesta? Cine sunteți? Și am zis, noi suntem oameni care slujim Dumnezeului adevărat. Amin. Dumnezeul adevărat care are puterea și-o învia dintre cei morți. Iisus Hristos este Domnul. Măriți să fie Domnul. Am plecat în America, am slujit 2 săptămâni prin Washington, prin New York și în alte biserici. Și când m-am întors înapoi, am plecat din Washington spre Germania, în aeroport, m-am întâlnit cu familia. Copilul nepansat, l-am văzut de departe și am zis, măi, n-a putut vindeca, n-a putut opera copilul. Trebuia să fie copilul pansat la cap. M-am apropiat de ei și am zis, mă, îmi pare rău că nu vă opera copilul. Și-a zis, frate Mișa, tu nu vezi, dar copilul e operat. Și a zis, cum? Așa repede s-a vindecat operația. Hristos, când a vindecat și fără rană. Deci am ajuns în California și când a pus copilul la rase, copilul nostru nu a mai avut tumoarea aceea pe creier. Hristos a vindecat-o. Ne ridicăm înaintea Domnului. Măriți să fie Domnul. Stăm ridicați înaintea lui Dumnezeu. Oameni buni, Hristos are puterea tămăduirii. Hristos are puterea eliberării în seara asta. Hristos are puterea iertării în seara asta.
primul cuvânt, primul proces de lucrare pe care îl face Hristos în viața ta. El are puterea să te dezlege de păcatul tău din viața ta, oricât de mare este. Și Hristos spune, ia-mă de mână și du-mă până la mormântul vieții tale. Și ce zicea Marta și Maria? Învățătorele, miroasă greu. Dacă dai piatra la o parte, va mirosi greu. E mort de 4 zile. De ani de zile e păcatul în viața noastră. Și pe noi nu ne mai deranjează. Și ce spunem Domnului? Doamne, aici Tu nu intri. Hristos se spune, dă-mi voie, dă-mi voie, ia-mă de mână și du-mă până la mormântul vieții tale. Oricât de urât miroasă, eu am puterea să te dezleg în seara asta. Eu am puterea să te vindec în seara asta. Eu am puterea să te eliberez în seara asta, spune Domnul. Măriți să fie Domnul. Sunt cu capetele aplecate. Și cântăm 2 versuri de cântare. Surorilor, căutați 2 versuri de cântare.